Odată cu venirea primăverii, renunțăm treptat la hainele groase, iar gândul ne zboară la vacanță și la plajele însorite. Ca să arate cât mai bine, nu puțin sunt cei care recurg la tot felul de diete. Nutriționiștii ne avertizează. Aceste cure de slăbire au efect doar pe termen scurt. La câteva luni după ce renunțăm la diete, ne putem trezi cu și mai multe kilograme. Mai mulți specialiști spun că astfel de cure de slăbire ne pun sănătatea în pericol. Secretul pentru a arăta, dar mai ales pentru a ne simți bine, constă într-un stil de viață sănătos care îmbină cumpătarea cu mișcarea. Soarele și vremea bună ne fac să ieșim mai mult din casă și să ne gândim la vacanță. Odată cu venirea căldurii apar și nesiguranțele legate de felul în care arătăm. Așa că nu puțini sunt cei care încep să caute metode de slăbit. Internetul este plin de metode care promit rezultate spectaculoase peste noapte. Specialiștii admit că, într-adevăr, putem slăbi cu orice tip de regim. Însă asta nu ne garantează că vom rămâne la acea greutate, iar pericolele nu sunt deloc de neglijat. Slăbim, dar nu mai suntem sănătoși. Ori noi nu putem să împărțim oamenii în slabi și grași, dar putem să discutăm de sănătos și mai puțin sănătos. Putem să ajungem să avem tulburări gastrododenale, putem să avem tulburări metabolice, putem să ajungem la patologii de piele sau al sistemului cardiovascular. Fiecare organism este diferit și are propriile nevoi în funcție de sex, vârstă și nivel. De aceea este nevoie să apelați la un specialist atunci când vreți să slăbiți sănătos. Eu am slăbit 100 de kilograme în 8 luni. Adaptându-mi modelul alimentar și mișcarea la modul meu de viață, mi-am schimbat complet modul de viață. Această scădere în greutate de 100 de kilograme în 8 luni s-a produs acum 6 ani. Din acel moment eu nu am mai luat niciun gram. Românii par să înțeleagă din ce în ce mai mult că dieta nu este calea corectă pentru a slăbi. Cum să ții dieta? Trebuie să mănânci sănătos, nu? Nu sunt chiar bune, pentru că înseamnă să te restricționezi de la ceva și... În general, e bine să fii așa cum te lasă Dumnezeu, să fii cum vrei. În condițiile în care ții o dietă și nu ți asigură necesarul caloric zilnic, normal că nu o să ducă la nimic bun. Pe lângă o nutriție corectă, esențială este și mișcarea. Beneficiile sunt nenumărate. Chiar și gândirea noastră este mult mai accelerată. Nu mai avem stare de oboseală, de anxietate, de stres. Recomandarea specialiștilor este ca în cazul în care nu ați mai făcut sport, dar vreți să vă apucați, să nu începeți din prima cu exerciții grele, pentru că veți fi tentați să renunțați. În cazul în care nu vreți sau nu aveți timp să mergeți la sală, puteți recurge la alte metode. Să înceapă dimineața să-și facă un mic circuit, cum o să vă prezint de altfel, cu niște exerciții de pregătire a corpului, să încălzească fiecare grupă musculară și astfel să-și înceapă ziua mult mai pozitiv. Este bine să ne adaptăm și alimentar perioadei din an. Putem consuma legume de culoare verde, putem consuma fructe cu o cantitate mică de zahăr și mare de fibre, cum ar fi kiwi, ananas, fructe de pădure sau măr verde. Putem consuma pește în cantitate mai mare și lactate fermentate, cum ar fi iaurturi degresate, brânzeturi degresate. Și nu uitați, esențial nu este să fim slabi, ci sănătoși.